Am ajuns să ne-am șocnit cu așa că o mezală. Practic, dacă am fost în lunca Nistrului, parcă acolo zicem că situația nu e chiar bună, încă e mai mără, aici e la fel. Practic, o mezală noi, de acum el inspic, mărimea, după tehnologie trebuie și mai mare, dar el, practic, vedeți că e la 20 cm. Și problema între așa e că, la fel, roada ar fi mică, probleme ar fi cu strânsul roadei și toate astea. Dacă îl trageți aviația, vedeți, practic, prins ar se usca și frunzele de sus. Pe atare au rămas frunzele de sus, unde se află spihul. În rest, tot se usucă. Dacă scoatem noi, vedem că el practic nu are nici rădăcinile, nici e uscat. E greu de spus, e clar că acum cât am să strângem noi de la șiroadă, dar eu cred că dacă o strânge un ton, ar fi de bine. Problema e umezală, da. Umiditate nu-i. N-a fost ploi, practic, n-am fost așa bogați în zăpadă, iarna, știți? Practic n-a fost. Rezerva care se acumulează timp de iarnă nu a fost acumulată. Deși noi am picat într-așa situație că practic el se usucă și fără umezală n-ar se merge.